În sfârșit, după lupte grele. Ce frumos e. Bun! Wow, ce frumos! Peștele este gata. Păcuiul lui soare, țineți minte. Ce să știe aur? Cum? Mamă, wow! Ha, fii atent, ușor! Păi vă dați seama cum stăteau dacii noștri libere înainte aici și făceau baie? Aici era piscina. Înțelea încetat. Ce șalău frumos! Domnul Alfat, e frumos! Salutare, marinarilor, și bine v-am regăsit la o nouă aventură pe canalul meu de YouTube. Marinarilor, suntem pe malul Dunării și încercăm să prindem un răpitor. Sunt împreună cu Sebi, el deja... Salutare! ...de la pește. Avem două specii țintă, șalăul și avatul. Acum încercăm la șalău. O să stăm jumătate de oră, 40 de minute în zonă. Dacă nu prindem nimic, mergem în aval și punem căiacele pe apă. Deocamdată n-am prins niciun pește, dar am devenit culegători de fructe. Am adunat câteva porumbe, foarte bogate în minerale și vitamine, așa că ne luăm vitaminele și mineralele din porumbe astăzi. Verișoarele prunelor sălbatice. Ai găsit lipiciu? Da, l-am pus deja. Schimbăm locul. Între timp mai mâncăm niște porumbe. Peștele nu ne place. Da, nimic deocamdată. Avem un frate bulgar în zona asta care caută aur. O pasiune foarte frumoasă pe care este posibil să o îmbrățișez și eu. Mereu m-a tentat. Dar din nefericire nu avem voie să căutăm nimic în Marea Neagră, pentru că toată zona este sit arheologic. Dar cine știe, poate o să mă axez iarna când nu am ce face pe zone împădurite. Marinarilor, peștele n-a venit la noi, așa că mergem noi la el. Am umflat caiacele și avem un loc pe partea cealaltă a Dunării, cu multă piatră. Mergem acolo să-l căutăm. După care, deci trebuie să mergem undeva acolo, după care o să mergem unde se bifurcă Dunărea, tocmai în partea aia cu caiacele. Așa că avem mult de patinat. Poate prindem măcar un pește, că merităm. Gata, am reușit să trecem în partea cealaltă a Dunării. Ia, se vede deja dă. Destul de mult a fost deja agățată. A apărut foarte, foarte ușor inițial. Ai destul de mult până pe cealaltă parte. Zonă bună de piatră. Foarte multă piatră în zona, dar cu siguranță o să agățăm foarte mult. Marinarilor, în sfârșit am reușit să prind ceva. Uita mai, cioata am scos de pe fund. Și tocmai eram supărat că firul nu e bun și nu ține. Mai înainte am avut un atac foarte frumos, să-mi iau unde s-a din mână și firul a cedat imediat. Cred că a fost undeva ciupit, iar acum am reușit să scot cioata asta de pe fundul Dunării. Ghinion, pentru că cu siguranță era un pește foarte frumos. Am avut o contră foarte puternică și unița a dat să-mi plece din mână. Asta e, mai insistăm, mai căutăm. Oricum sunt curenți foarte mari aici în zonă. Cu siguranță este pește. Zona e bună, numai piatră. Marinarilor, misiunea eșuată. Am vrut să stăm aici unde se bifurcă Dunărea. Nu avem nicio șansă. Pur și simplu sunt terminat. M-am dezbrăcat, sunt mor de cald. Am încercat să arunc ancora acolo în curent. Nu ai nicio șansă. Apa de asta intră peste mine în caiac. Dacă aș fi căzut acolo în apă, aș fi avut șase mici de supraviețuire. Bine, era malul aproape. Mă duceam în not până la mal. Dar curent foarte puternic. Foarte puternic. Așa că mergem pe partea cealaltă, unde e mai liniștită zona. Marinarilor, avem foarte mulți pelicani în față. Nu avem încotro, trebuie să-i deranjăm, pentru că trebuie să mergem mult în față. Mai avem vreo 2-3 km până la mașină. Am mers foarte mult în aval. Acum, gata, deja pelicanii pleacă. Super peisajul. Chiar dacă n-am prins pește, peisajul este de nota 10. Super.
Am obosit foarte tare acolo în, la bifurcație. Aici este mult mai lejer. Oricum, trebuie să mergem contra Dunării, dar este mult, mult mai, mult mai bine. Încă o oră și ajungem la mașina. Mai înainte, însă, am ajuns la mal. Nu știu cât am mers, dar chiar sunt curios, o să măsor pe hărți să vedem cât am mers. Dusul a fost foarte frumos, foarte ușor, lejer, am stat în derivă, am dat în permanență la pește, dar întoarcerea a fost foarte grea, foarte nasoală, și asta pentru că am și caiacul spart, podeaua este spartă și am mers în permanență, am mers frânat. Foarte greu să mergi contra Dunării cu un caiac spart, desumflat. Fac o tură cu celălalt caiac, sunt chiar curios să-l testez pentru că este aceeași firmă, dar este altfel, nu mai are textilul ăsta peste, pur și simplu este doar camera. Am văzut că merge mult, mult mai bine. O să ies puțin să fac o tură 5 minute, să-l testez. Ce diferență, marinailor! Caiacul ăsta tot gonflabil este, dar are o viteză mult, mult mai mare decât cel pe care l-am eu. Superb, superb! Nu știu cum se numește, habar n-am, dar mult, mult peste. Minusul îl are că se sparge mai ușor. Camera este direct pe exterior, în schimb viteza este dublă. Spațiul de poistare e la fel de mare ca cel pe care l-am eu, dar te ajută la distanțe lungi. Foarte bun, foarte bun. Scrie pe el model caiac Touring 100, două persoane. Caiac Touring 100. Superb! Mamă, ce atac! Ea unde este? Nu știu! Ai dat-o? Da, păi n-ai deschis tu mașina! L-am luat! Bravo! L-am luat! Direct pe mal, să știi să nu știi pe capul! Aia, e mic! Direct pe mal! E mic! N-are nimic, direct pe mal! Doar ce am avut atac aici, avatie! Arde-l, pe mal! Doar ce am avut atac. În sfârșit, după lupte grele, a venit și domnul Avat. Doar ce avusesem atac lângă și am și dat în zona aia și a venit domnul Avat. Foarte, foarte frumos. Deci nu mâncăm pateu în seara asta. Avem Avat la masa de seară. Foarte, foarte bucuros sunt. Continuăm. Wow, l-am luat iar! Bravo, nene, bravo! Am luat iar! Bun! Ce vorbești, bă, băiatul? Oh, încă unul! Bun! Hai să vii, vină încoace, lasă feeder-ul! Încă unul! Ce frumos acum pe sfârșit de seară! Marinailor, avem doi, ne ajung, pe care o să-i mâncăm de seară. Tot ce prindem de acum acolo eliberăm, pentru că avem ce mânca în seara asta. Cât de frumos! Cât de frumos! Ușor, ușor! Ușor, stai ușor. Haide să-l eliberăm. Ia uitați-l, ce frumos e. Ua! Ce frumos. Superb. Superb. 3 în 10 minute. Așa da. Și cât, opa, atac chiar aici în față.
iar. Bă, o, ăsta-i frumos. Bravo. Ăsta-i mai frumos. O. L-am văzut și pe ăsta că a sărit aici lângă. O, ia să-l vedem. Ăsta este mai frumos. Bun. Ma, ce frumos. Bravo, băi nene. Mamă, ce frumos. Cât de tare. Cât de frumos este. Asta este cel mai mare de până acum. Îl eliberăm. Cât de frumos e. Hai, ia să-l vedeți cum fuge. Iar mă stropește. Fuge! Oleu, ce viteză are. Superb. Superb. Bă, dar aici am văzut tata cu mare lângă și asta mi-e sista, știi? Da. Bă, dar am înghețat rău. Ți-aduc o geacă? Da, bluza aia mea, dacă o aduci din spate, am înghețat și eu. Imediat. Strâng toate alea și pregătesc tabăra. Să facem focul. Să ai grijă la pește, să te îndepărtezi prea mult de el, că-l fură vulpea. M-au dat pământul. M-au dat. Gata. Încheiem partida. Să căutăm peștii, că nu mai știu unde sunt. Să recuperăm prada, captura. Gata, s-a întunecat complet. Noi ne-am făcut tabăra acolo. Ne apucăm să curățăm peștii. Suntem morți de foame. Foarte frumoși, foarte frumoși ambii. Am fost și am adunat câteva lemne. Facem focul. Crestăm peștele. Gata, la război. Peștele este gata. Arată superb. Masa este servită. Ne apucăm să-l mâncăm. Doi lupi flămânzi. Noapte bună. Bună dimineața. Prima aruncare. Avat. Frumos. Așa de dimineață, am început bine. Bun, destul de frumos. Opa! Opa, așa, ușor, ușor, ușor. Op, s-a desfăcut și woblerul la fix. Opa, așa. Domnul Avat a venit dimineața să ne salute. Domnul Avat, merge și spuneți-i că ne-ați salutat. Suntem băieți buni. Superb. Am început foarte bine ziua. Gata, ultima aruncare. Mergem să mâncăm, să luăm micul dejun, după care schimbăm locația.
Am schimbat locul între timp, tot pe malul Dunării suntem. Mergem să vedem cetatea Păcuiul Soare. Tot acolo o să încercăm puțin și la Avat și la Șalău. Arată foarte frumos zona. Abia aștept să văd cetatea Păcuiul Soare, țineți minte. Aici începe cetatea Păcuiul Soare. Aici sunt zidurile cetății, blocurile astea de piatră sunt din construcția cetății. Cetatea este în proporție de aproximativ 70% sub apă și restul este pe mare. Super. De fapt, ea se mai numește Cetatea Vicina. Așa, Cetatea așa Vicina. Așa mai ușor pe Google. Avem iar zidurile cetății în față. Cât de frumos trăiau strămoșii noștri aici pe malul Dunării. Prindeau ei un avat, un șalău. La twistere, la șaduri, la gume. Acostare reușită, exact lângă zidul cetății. Mergem să încercăm puțin la șalău și la avat. Vedem dacă... Op, ușor, ușor, că am foarte multe lucruri după mine. Trebuie să iau încet. Să vedem dacă reușim să mai prindem un pește. Ziua e scurtă și nu mai avem mult timp la dispoziție. Oh, dar ce frumos arată și aici. Wow! Cât de frumoasă este zona asta. Ia uite ce am găsit. Ce avem aici? Cred că o parte dintr-un vas, vezi? M-a fost... Turnat? Da. E lut? E lut, cred, da. Vezi forma? Da, se vede ceva. Uite. Cu siguranță sunt o grămadă de resturi arheologice aici. Foarte frumoasă zona. Uite. Asta este o bucată de lut. Uite, se vede că este lucrat. Da. Aici. Să vedem dacă se mai văd și alte detalii. Uite. Ce să fie aur? Cum? Uite ce frumos. Aici poți să stai liniște să faci baie. Cât de frumos e golfulețul ăsta, super. Păi vă dați seama cum stăteau dacii noștri libere înainte aici și făceau baie. Aici era piscina. Piscina lor. Le făceau un necaz romanilor, că romanii aveau mereu piscine. Au venit dacii aici și au făcut ei piscina lor. Superbă zona. Superbă zona. Păi prinde un avat aici în golfulețul ăsta? Cum ar fi să dai la o fix aici, cât de frumos să dai la fix aici, îți dai seama? Să dai la fix aici, cât de frumos e. Mamă, dar ce frumos arată. Uite, în mașină avem și fixe și vierme. Da. Uite, avem ca un tabătrânele cu două fixe în față. Să încercăm aici în curentul ăsta. Să vedem dacă reușim să prindem ceva. Uitați-vă cum sunt lemnele astea puse, cu siguranță sunt de foarte mult timp. Am încetat activitatea, schimbăm locul, mai căutăm o zonă. Da? Ce ranță să mă duc, bă, băiatul, bă, s-a mișcat piatra aia cu mine. Uitați ce am găsit aici. Un melc imens. Fosilizat. Aici la fel. Uite. Nu se știe câți ani are, dar sunt foarte mulți ani. Așa ceva pe Dunăre nu se găsește. Să mă țin cu rapa noastră de la mare. Exact. Uite.
A venit și primul șalău. Ia să vedem, doar ce am schimbat locul. Primul lanseu sau al doilea? Primul lanseu. O să-l ținem mult, că vreau să... Op, să-l și eliberăm. Ușor, ușor. El e. Fugi. Bravo. Bravo. Pauză. N-am mai prins nimic. Am avut un singur atac. Peștele a fost adus până la suprafață. Dar n-am reușit să-l scoatem din apă. Mergem puțin să vedem zona, să vedem cetatea mai în interiorul pădurii. Haideți să vedem ce găsim în zona. Cam așa arată. Mergem exact pe cetate acum, da. Are foarte multe vegetații și nu se vede, nu-ți dai seama. Uite. Vezi? Aici erau camere, aici era o cameră, spre exemplu. Aici, tot pătrat ăsta din față. Nu avem pe camere. Opa, și ca... Din ce am înțeles, a fost construită în 969 până în 976 de un împărat bizantin, Zimiches. Facem istorie dacă pește nu e, ce să facem? Asta e. Frumoasă zona oricum, interesantă. Da, mai avem încolo? Mai este, da. Nu, dar nu de altă, dar mie să nu vină dacii liber să ne lase fără caiac, fără scule. Noi avem mulți daci liberi în țară. Și ne lasă imediat. Ne lasă pe jos, pe aici, pe lângă cetate. Se presupune că a fost creată cetatea asta ca vamă, ca fortăreață. Da, și aici ne vedem toate grupurile astea, a fost să fac, nu? Da, da, da. Au căutat arheologii, nu știi? Au făcut camerele, au făcut structura, adică au... În ce au trebuit? Oh, și acolo, în față. A, uite poarta, da, asta e poarta. Asta e aici. Intra. Trebuia să spui parola. Caras sau plătică. Și te lăsau să intri. Sau pescar de apă dulce. Și intrai la daci în casă. Da. Aici este intrarea. Intrarea în cetate. Frumos. Foarte frumos. Am ieșit la liman. Da, pe exact aici o să venim să dăm. Pe insulița asta să încercăm, nu? Da. Cât? Resturi. Și câte sunt îngropate pe aici? Câte sunt? Parcă-l văd pe împăratul bizantin cum stătea aici în capul cetății și spunea: aduceți-mi două șaduri, vreau să dau la șalău. Dădea la șalău. Am bătut tot malul până la pietrele de acolo din depărtare. Un singur șalău și câteva atacuri. Ne întoarcem la locul ăsta aici frumos. Aici am avut un atac la avat. Oh, ce șalău frumos ai luat! Ce frumos! Bravo, Sebi! Bravo, Sebi! Ce șalău frumos! Oh, asta nu mai este strapazan. Asta este șalău frumos. Bravo, Sebi! Hai că mă duc, am avut un atac acolo. Exact în față. Hai să vedem. Tine. Dacă nu ia vaci și alu, nu putem să-l scoatem fără asta. A băgat-o la piatră. Vino încoace. Vino, intră, că acum e păcat de așa uite, ceva. Uite. Mamă, wow. Ah, fii atent, ușor. Stai,
ține-l ușor, ține-l ușor, că nu-l iei, nu-l iei, stai un pic. E deoparte, stai. Ia, frate, asta a făcut un lucru. Stai, 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 stai. Lasă, lasă, lasă. Gata. E frumos. Ta-da! Ia de-mi să-l țin, să-l vedem cât de frumos e. Da. Dar nu a fost, e frumos. E chiar foarte frumos. Frumos. Foarte a părut mai mare pentru că e doar dintr-o parte, înțelegi? Mm-hmm. Și mi-a părut foarte, foarte mare. Haideți să le liberăm pentru că... Ia să vedem noi pe domnul ăla, frate. Aaaa, ai telefonul. N-are nimic. N-are nimic, că e nici bagat. Hai să le liberăm pe domnul Avat. Foarte frumos. Foarte frumos. Sperăm să fie ok. Nu-și mai revine asta. Oare? Stai mort în o secundă. Mâncăm Avat asta astăzi. Astăzi mâncăm Avat. Ce să facem? Eu am vrut să le liberez. Băi, băi, băi. Nu, că și aia e bagat. Și-a revenit? Da, s-a revenit și a fugit bine. Mi-a căzut și telefonul, mi-a căzut și camera în apă. Doar pentru că am eliberat un avat. Sper să fie ok și telefonul. Aoleu, mi-a ieșit și pixul afară. Asta e, gata, încheiem partea de pescuit. Foarte frumoasă și ziua de astăzi. Oricum, după ce trecem cu caiacul în partea cealaltă a Dunării, unde avem mașina, o să mai încercăm puțin acolo la avat. 10 minute, jumătate de oră. Poate mai prindem ceva acolo. Gata, ne îmbarcăm. Gata, aici este ultimul loc unde o să oprim. Este aproape 7 ceasul, o oră bună pentru avat. O să testăm toată zona asta, după care încheiem toată aventura și plecăm spre casă. Sperăm să-i mai vedem culoarea măcar o singură dată. Al doilea avat mic pe care îl prind în zona asta, foarte, foarte mic în zona asta, îl eliberăm imediat. Bun, l-am luat pe domnul avat. Frumos, ușor, ușor. Oh, ce frumos e! Ce frumos este, am prins doi mai mici, în sfârșit unul mai frumos. Oh, cât de frumos este! Oh, așa. Ce avat frumos! Foarte frumos! Haideți cât mai avem baterie, că nu mai am baterie absolut deloc. Haideți să le liberăm. Wow! Superb! Superb! Marinailor, gata, a început să se întunece. Încheiem partea de pescuit. Foarte frumoase cele două zile aici pe malul Dunării. Noi ne vom revedea duminica viitoare pe malul Mării Negre. Așa că v-am salutat, aveți grijă de voi și ne vedem data viitoare. Thank you.